Păi și nu faceți ore? Stai, mă, da. Sau e pauză, sau cum? E pauză. Cum, așa, la jumate? La jumate, așa, e pauză. Mai, mai, eu vorbesc de ce mai vorbesc. Dar ce ora trebuie să aveți acum? Dar nu știu ce ora trebuie să aveți. Noi trebuie să avem română, Daniela, ta. Noi trebuie să avem muzică. Am înțeles. Am avut niște reclamații, cum că elevii nu fac oare aici, că nu sunt niște părinți. Știu destul de bine care este situația, cam peste tot, nu numai la noi. Păi nu știu, tocmai, că noi am venit, am fost pe la St. George, așa că mai sunt ceva. Da, din păcate, din păcate, trăind într-o zonă de țară, foarte mulți dintre oameni și-au oprit copii acasă, unii motivați, adică anunțați, alții neanunțați, pentru că este campania agricolă, efective mai puțin, unii profesori au mai lăsat. Păi și inspectorat ce zice? Nu-i... La Bistrița vă zic că la Bistrița se fac ore pe bune, nu-i... Mie nu-mi spuneți, copilul meu este în clasa 12 la Andrei și eu știu ce se face. Așa. Deci știu. Adică ce vreau să zic? Păi ce audit, profesorii? De ce? Dar cât ați fost în clasă? Adică eu eram de serviciu oricum, până în acum am studiat. 20 ați fost în clasă, vă mai ați acasă? Pentru cine? Cine? Ce profesor? Și la voi la fel? Care profesor vă zic să vă scara să acasă? La mine și eram de serviciu, am fost 6, 4 clase, pe golită. Și orarul cum era? Română, muzică și dirigenție. Atâta, 3 ore trebuia să aveți azi. Și matematică. Și matematică n-ați făcut. Și am 3 clase, 2 clase de 5-a și 3 clase de 6-a care plecă la 12.